Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O specie pierdută de porumbel a fost văzută din nou după 140 de ani. Ce mă bucur! S-a pierdut porumbelul? Luca, teme-te! O expediție recentă în Papua Noua Guinee. Și te gândești că e departe. Ai departe, Imi. Dar ăștia sunt călători, da. Unii dintre ei. Râsul, dar nu-i râsul tău. Deci expediția a confirmat existența porumbelului fazan cu ceafă neagră. O specie pierdută de porumbel care n-a mai fost văzută de 140 de ani. Deci ce reziliență au, îți dai seama? Du-te tu și închide ușa dacă tot o fi. Mi-e mai frică de aia negri în cerul gurii ăștia, da, cu ceapă neagră. Cerul ciocului, da. Pentru o mare parte a călătoriei părea că nu vom avea nicio șansă să găsim această pasăre, a declarat Jordan Bursma, unul dintre liderii expediției și cercetător postdoctoral de la Cornell Lab of Ornithology. Bă, stop! Vreau și eu să călătoresc în Papua Noua Guinee să caut orice. Subvenționat de o facultate. Tu știi câtă școală are domnul Jordan Bursma, liderul expediției și cercetător postdoctoral la Cornell Lab of Ornithology? Tu știi că și eu am avut atlas ornitologic când eram mic și l-am citit de 6 ori. Știam tot păsăretul. Da. Mai aveam doar 2 zile. N-am avut perspectivă însă aici. Mai aveam doar 2 zile până la sfârșitul timpului nostru pe insula Ferguson din Papua Noua Guinee, când una dintre camerele noastre de la distanță a înregistrat pasărea plimbându-se și desfășurându-și coada. Trebuia să-i parcheze o mașină, dar ei n-au știut. Exact. Că nu-i duce mintea pe cercetători. Îi parcau o mașină, hâț, și așteptau să vadă ce se întâmplă. Și sigur venea primul, vine porumbelul. Și al doilea pescărușul. Astea două specii, da, sunt... Sau să urmărească o papuașo guineaieză. O papuașă. Care ar fi dat niște pâinică într-o păieniță. O, mai în vârstă. O găleată cu boabe de porumb. Așa. Oamenii de știință au surprins o înregistrare și mai multe instantanee cu pasărea. O specie mare care trăiește la sol, cu un spate ruginiu, un cap și un corp negru și o coadă ca de fazan. Și clar care și ceafa neagră am văzut fotografii. Ai porumbel terestru? Da. A. Deci îl îndrăgești de acum. Trecem altă întrebare. Practic, cercetătorii cred că această specie există doar departe, în interiorul insulei Ferguson, pe un teren geotermal fierbinte, extrem de accidentat, plin de râuri întortocheate, zonă populată de insecte și lipitori. Te încadra greșit, să știi. După părerea mea, seamănă cu unele cartiere din București. Da. Deci, teren geotermal fierbinte. Practic, vara când se sparg țevile și la noi este teren geotermal fierbinte, extrem de accidentat. Păi n-avem noi în București teren accidentat? Și zonă populată de insecte și lipitori. Da, vă rog. Vreau să-i transmit domnului Bursma că l-a încadrat greșit. De asta ce? Nu e porumbel fazan, e fazan porumbel. Că porumbelul zboară, tată. Deci dacă ăsta e... Și fazanul zboară. Zboară, dar la mine nu, în cartier zboară sunt... în salturi, așa are un zbor. Adică nu zboară... Are zbor scurt, adică. Da, e un fel de găină mai abilă. E economicos. Știi? Nu există înregistrări ale sunetelor făcute de porumbelul cu... ceafă, nu știu cum, dar și cu asta aș vrea să închei, cercetătorii cred că probabil ar suna similar cu o altă specie de porumbei fazan din Papua Noua Guinee continentală. Un sunet pe care localnicii îl compară cu strigătul disperat al unei femei ostracizate de comunitatea ei, scrie Spot Media. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.